În triunghiul ABC, haideți să desenăm un triunghiul oarecare. Da? A, B și C se dau AB 3, BC egal cu 3, AC este 3 radical din 2. Ce ne cere problema? Să se determine cosinus de A. În momentul în care știm laturile unui triunghi, automat putem afla unghiurile și anume cum? Aplicând teorema cosinusului. Și anume, atenție, noi vrem pe A. Atunci o să scriem teorema cosinusului pentru latura opusă lui A mic și anume avem BC pătrat egal cu AB pătrat plus AC pătrat minus de 2 ori produsul celor două laturi AB ori AC ori cosinus de unghiul A, acela necunoscut. Și înlocuim BC pătrat este cine? 9 egal cu AB pătrat, adică 9, plus AC pătrat, cât face? 9 ori 2, 18, minus 2 ori 3 ori 3 radical din 2, ori cosinusul acesta de A. Haideți să lucrăm. Simplificăm 9 și obținem 0, egal cu 18 minus 9 ori 2, 18, radical din 2, cosinus de A. Trecem cos de A în partea stângă, ca să-l scoatem frumos pe cosinus, 18 radical din 2, cos de A, egal cu 18, de unde împărțim prin 18, obținem radical din 2 cos de A egal cu 1, de unde cos de A este 1 pe radical din 2. Sau prin raționalizarea numitorului, dacă vă e mai familiară expresia, este radical din 2 pe 2. Prin urmare, aceasta este valoarea lui cosinus căutată. Cos de A egal cu radical din 2 pe 2. Dacă ni s-ar fi cerut, dar nu ni se cere atenție, măsura unghiului A, cum făceam? Cos de cine este radical din 2 pe 2? Este de 45 de grade. Dar, repet, formula, problema ne-a cerut numai rezultatul referitor la cosinus de A.